Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! O prezență mai discretă în ultimii ani în peisajul media, poeta Ana Blandiana a acceptat acest dialog după ceva insistențe din partea noastră și mai ales după ce am descoperit cheia potrivită. O filmare aici, în acest spațiu care este atât de drag, mini-muzeul din centrul capitalei, o replică a memorialului victimelor comunismului de la Sighet. Așa încât toți cei care s-au întrebat pe bune dreptate ce mai face Ana Blandiana au deja, cred, un prim răspuns. Este acesta doar unul dintre răspunsuri, doamna Blandiana, sau este chiar răspunsul la întrebare? Este unul, pentru că, deși cantitativ, este cel mai important, pentru că zilele, într-adevăr, sunt ocupate de lucru la memorial, dar eu rămân totuși scriitorul care sunt, deci nopțile, weekendurile, vacanțele sunt ale scrisului. Vreau însă să vă spun că spațiul în care ne aflăm este o replică extrem de disproporționată. Este de fapt un spațiu de prezentare a memorialului. Are 5 săli, iar memorialul are 60. Adică memorialul este... Deci muzeul de la Sighet este chiar unul din marele muzee ale lumii și primul memorial a victimelor comunismului din lume. Discutăm nu întâmplător în perioada aceasta, sărbătoarea Paștelui, cu o luptătoare constantă pentru credință și pentru valorile morale, care este și, poate puțin știu lucrul acesta, fiică de preot ortodox, fost deținut politic. Cât a contat acest lucru în manifestarea dumneavoastră socială înainte de 89 și după? Cu siguranță a contat. Și eu și soțul meu suntem fii de fost deținuți politici și cu siguranță a contat și asta. Dar cred că principala explicație este că după decembrie 89, deci în 90, am fost în acea aură a libertății care a început în piața universității după proclamația de la Timișoara și așa mai departe, am avut senzația că apărând libertatea și libertatea făcând posibilă și solidaritatea, o să putem schimba ceva. Ba chiar credeam că suntem obligați să o facem. Și am schimbat ceva? Nu cred că s-au schimbat lucrurile cu adevărat esențial. Am avut sentimentul că nu prin politică, nu prin schimbarea politicii se schimbă cu adevărat lucrurile, ci luând, începând de undeva mai din adânc. Așa s-a născut ideea memorialului. Adică din adânc înseamnă înțelegând de unde vine totul. Și de pentru unde vine asta, totul rău, da, și principal. Pentru asta trebuia să înțelegem ce a fost înainte, să aflăm ce a fost înainte. Vreau să vă spun că chiar generația noastră sau chiar generația părinților noștri care au trăit comunismul nu știau nici pe departe ce a însemnat el. Sigur, cei care au fost în închisoare știu cum a fost acolo, dar, de exemplu, făcând expoziția Țăranii și comunismul, soțul meu a lucrat împreună cu o echipă timp de vreo 2-3 ani, a descoperit mai mult de 100 de răscoale țărănești. Asta, deci, împotriva colectivizării. Deci, asta în timp ce noi, vă amintiți probabil, deși erați foarte tânăr, spuneam, mămăliga nu explodează. Da, adică și ne era rușine că numai la noi nu se întâmplă nimic. La noi se întâmplase și noi nici nu știam. Părerea mea e că în continuare există o rețea care reprezintă puterea din România și care avea lustrarea pe care o fac acum procurorii. Adică lustrare înseamnă la Roma, lustrarea era curățirea care se, purificarea care se producea odată pe an. Deci ce n-a ieșit ce n-a ieșit cu proclamația de la Timișoara, exact, lustrația, deci, spuneți că o fac acum procurorii DNA? Exact, proclamația de la Timișoara a fost primul text teoretic prin care se spunea pe puncte ce trebuie făcut să se treacă de la un stat totalitar la un stat de drept. Primul text din țările din Est, doar că el a devenit la noi vers într-un cântec și la cei
lege. După aceea au existat nenumărate, nu avem timp să le trecem în revistă, încercări de a transforma în lege punctul 8 de la Timișoara, toate soldate cu eșec, cel mai ironic dintre eșecuri fiind că după ce în sfârșit s-a votat în Parlament, Curtea Constituțională de la vremea respectivă a zis că nu-i constituțional și a căzut totul. Dar acum mi-a venit într-o zi această idee care sună puțin ironic, puțin comic chiar sau sarcastic, dar de fapt trăim o lustrare, pentru că lustrare pe baza unei legi ar fi ridicol să mai cerem să se facă la ora asta. Majoritatea parlamentarilor, ministrilor sunt oameni tineri care n-au fost membri ai securității sau activiști de partid, dar ei sunt exact de aceeași calitate ca cei pe care îi continuă și care i-au promovat. Deci ei nu mai sunt lustrabili, dar ei conțin același rău. Ei bine, răspunsul la întrebarea noastră este că această rețea care stăpânește țara, care a început prin a fi o rețea politică a vechii securități, a vechilor formule de putere și s-a transformat într-o rețea mafiotă, ați observat cuvântul fin, ce important a devenit în limba română, naș, fin, adică înainte era, da. De data asta el nu reprezintă acea întâmplare din biserica ortodoxă în care cineva ține în brațe copilul și nu, reprezintă un termen mafiot, este un termen clasic al mafiei italiene, al mafiei americane, adică înrudirea în cadrul organizației. Ceea ce sper eu că fac acum procurorii uniți în această resuscitare a independenței justiției care îi se datorește Monicăi Macovei din perioada când era ministru, este o lustrare într-un fel și sper că va avea rezultate. E salutară, dar totuși nu este riscantă această acțiune doar a procurorilor de curățire a clasei politice și a mediului de afaceri? Este riscantă într-un singur sens. Dacă cumva se transformă într-o parodie, de exemplu, faptul că cei închiși scriu cărți pe care se dovedește că le plagiază, da? Chiar dacă le-ar scrie de adevărat, le-ar și ies pentru că devin scriitori, transformă totul într-o parodie, mai ales dacă nu se recuperează marile lor furturi. Deci stă, fură, intră la închisoare, scrie o carte, se întoarce și este un bogătaș în continuare. Dar nu e ironia sorții că înainte intrai la închisoare din cauza cărții, că era intelectual pe timpul comunismului, pe timpul dictaturii, și acum ieși din închisoare pe baza cărții? Este o recuperare a intelectualismului în România. Dar care, apropo de lucrurile acestea, care dintre multiplele fațete ale personalității dumneavoastră, aceea de dizident anticomunist înainte de 89, de activist civic după Revoluție, de părinte al memorialului de la Sighet și de poetă, bineînțeles, care vă e cea mai dragă? Ultima. Cred că sunt scriitoare. Da, iar faptul că am reușit să mă reîntorc, deci au existat 10 ani în care aproape n-am scris după Revoluție, perioada Alianței Civice, care era foarte ardentă și chiar stăteam de noaptea până noapte acolo. Faptul că am reușit să mă reîntorc la scris, că am continuat să scriu volume de poezie, faptul că, de exemplu, ultimul volum de poezie la un an și ceva de când a apărut, a apărut deja în spaniolă, va fi lansat săptămâna viitoare la trecută la Londra și peste două săptămâni la trecută la Torino în italiană. Deci, cum să spun, m-am reîntors efectiv la mine, la cel mai înalt nivel al meu și asta. Sigur că cu mare eforturi, pentru că e foarte greu toată ziua să fii în agitația de aici, dar faptul că
amândouă lucrurile merg, se potențează reciproc. Dar, și vă oferă multiple satisfacții. După cum se vede, vorbesc cu mare plăcere de activitatea de scriitor. Dar citeam undeva că... M-a bucurat mai ales succesul efectiv important al cărții Fals Rătat de Manipulare, care e ultima mea carte, pentru că este o carte pe care eu credeam că o scriu pentru generația mea, adică cea care a trăit lucrurile care sunt acolo, și am fost absolut fericită să văd că o citesc tinerii, și am primit scrisori extraordinare de la tineri care mi-au spus, m-ați ajutat să înțeleg pe ce lume trăiesc. Dar lucrurile despre care vorbeam înainte, chiar recuperarea memoriei anticomuniste și rezistența la abuzuri, sunt fără îndoială legate de momentul acesta pe care îl trăim acum, de învierea Mântuitorului. Nu, până la urmă de înviere pur și simplu. Vorbim despre renaștere și vorbim despre credință. Ce mi se pare mie minunat la Săptămâna Mare și la înviere în general, este faptul că într-un mod aproape miraculos, aproape mistic, adică chiar mistic, pentru că de mistică e vorba, cu toții simțim ceea ce nu suntem în stare să simțim în rest, adică ne simțim liberi, buni și solidari unii cu alții. În momentul în care noaptea de înviere se cântă Hristos a înviat, citești pe fețele tuturor o bucurie de a fi împreună care nu există, și întotdeauna mă uit, cea mai mare bucurie a mea e să mă uit la fețele astea luminate. Vă amintiți cum înainte de 89 era aproape o manifestare anticomunistă, felul cum se pleca de la biserici subversiv, cu lumânările în mână. Devenea totul subversiv, deși nu era politic. E bine, ceea ce vreau să spun este că e o formă de libertate adevărată, pentru că este împreună cu ceilalți. Libertare din latină, în română nu a dat libertate, a dat iertare. Și întotdeauna, în noaptea de înviere, mă gândesc, este un moment în care simțim că ne iertăm unii pe alții, deci că suntem liberi, că suntem buni, și tot următoarea întrebare este, dar de ce numai atunci, când de fapt e mult mai ușor să fii bun decât să fii rău? Eu uneori chiar am impresia că e o formă de egoism, sau nu știu cum să o numesc exact, faptul că mi-e mai ușor să mă port frumos cu toată lumea decât să mă port urât. Mi-ar cere un efort mult mai mare și nu toți merită să te port frumos cu ei, dar mi se pare mai simplu. Cu atât mai mult, cred că ar fi util, ar fi frumos pentru telespectatorii noștri și pentru finalul acestui interviu să le adresați un mesaj. Mai dormi atât de greul somn al seminței în pământ, ca să încolțească în primăvară zeul cu moartea premoarte călcând. Mai dormi visând cum celor din morminte, viață dăruindu-le în vii, spre groaza bucuriei care aprinde ochii bătrâni ai voștilor copii. Și atunci când după noaptea veșniciei te vei trezi în soarele de-apoi, ridică-te din brațele Mariei și înviene, Iisuse, și pe noi. Mulțumesc mult pentru tot, doamnă Ana Blandian. Eu vă mulțumesc.